Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Așa cum v-am promis, a venit momentul să vă spun punctele plus ale acestei mașini. Vom face top lucruri care îmi plac la această mașină, exact cum am făcut top lucruri care nu îmi plac. Sper să nu ratez nimic, deci haideți să începem. Dar până în alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Nu luați în seamă aceste ori, mi-am avut o încercare de poze cu niște fumigene, nu ne-au ieșit, vântul nu ne-a lăsat să facem acele poze. Nu-i nicio problemă, facem în altă zi. Dar nu intră urât soarele așa cum stau. Vom începe cu primul lucru, de altfel lucrul meu preferat la această mașină, și anume tot body kit-ul de M3 original. Avem această capotă care arată foarte, foarte bine, cel puțin powerbump-ul acela o face foarte agresivă. Când ești la volan se vede într-un mare fel acest powerbump. Powerbump-ul alături de aceste grile arată foarte, foarte bine și pot spune că diferențiază cu mult, enorm de mult acest seria 3 de un seria 3 normal, fiindcă toată lumea când o vede M3 zilnic, toată lumea mă oprește M3, fiecare zi vine cineva să mă întrebe, inclusiv după sunet au fost oameni care mi-au spus, bă, ăsta M3 nu este, din păcate va fi. Vin în ajutorul vostru cu o reducere de 15% pe car vertical în cazul în care doriți să verificați istoricul unei mașini. Cum puteți beneficia de această reducere? Ei bine, folosiți primul link din descrierea acestui clip alături de codul ABR și beneficiați automat de o reducere de 15% la raportul Car Vertical. Pentru cine nu știe ce este Car Vertical, ei bine, este o platformă ce îți arată istoricul detaliat al unei mașini. Mulți vânzători ascund trecutul mașinilor, de asta este bine să verifici foarte bine mașina dorită înainte de a o cumpăra. Folosind un raport Car Vertical, mașina este verificată în peste 25 de țări, astfel poți afla dacă a suferit daune, dacă a avut kilometri dați înapoi, a fost folosită pe post de taxi sau chiar dacă a fost furată. Pe lângă asta, în funcție de informațiile disponibile, poți vedea și poze cu daunele suferite. Deci ce mai aștepți? Dacă ai o mașină al cărei istoric nu-l cunoști foarte bine și vrei să-l afli, acum este momentul. Totodată, pentru a evita o eventuală țeapă, vă recomand să verificați mașina dorită prin Car Vertical înainte de a o achiziționa. Nu uita, folosește primul link din descrierea acestui clip alături de codul ABR pentru a beneficia de o reducere de 15% pe Car Vertical. Cam ăsta este cel mai mare avantaj al acestei mașini, de altfel și motivul pentru care am cumpărat această mașină, tot pachetul original. Vă gândiți că avem inclusiv carenaje de M3 originale. Nu doar bările, capota și așa mai departe, avem chiar și carenaje de alte mici detalii, nu mai zic. Sunt acolo la locul lor, toate prizele de aer originale sunt acolo. Deci mașina a fost făcută full M3 look, să zic așa. Haideți să ne uităm puțin și sub capotă, fiindcă vom vorbi puțin despre motor. Da, mașina este foarte, foarte murdară. Sper să nu se vadă pe video, dar este foarte prăfuită. Am mai dat și cu fumigenele acestea și au aruncat fel de chestii pe ea. Nicio problemă, nu am putut să o spălăm, fiindcă are de-abia o săptămână de când am colantat-o, dar nu voi mai rezista și astăzi o voi spăla după video. Nu știu de ce n-am spălat-o înainte să ajung aici, dar asta este partea a doua. Bun, după cum v-am spus, capota de M3, avem motor 3 litri aspirat, după cum bine știți, pe care l-am trecut totodată și la puncte minus, dar în același timp se află și la puncte plus, fiindcă are un sunet aparte, are un răspuns diferit și per total este un motor foarte bun, foarte fiabil dacă este întreținut cum trebuie. Cel puțin de când am cumpărat mașina, eu nu am avut nici cea mai mică problemă cu motorul, dar bineînțeles și întreținută obsesiv, exact cum fac cu fiecare mașină. Deci am trecut acest motor și la puncte plus și la puncte minus. E bine, la puncte minus l-am trecut datorită performanțelor oarecum scăzute față de un turbo, față de alte motoare. Acum îl trec la puncte plus pentru fiabilitate, pentru sunet, pentru răspuns. Treapta întâi, a doua sunt foarte violente, mai violente decât la un turbo și asta mă face să spun acest lucru despre motor. Răspunsul, sunetul și fiabilitatea. Pe partea de performanțe nu mă mulțumește, dar măcar se descurcă foarte bine pe celelalte părți. Haideți să închidem capota și dacă tot am vorbit despre motor, haideți să spunem și al treilea punct plus, și anume sunetul, că tot vorbeam de sunet. Avem o evacuare cap-coadă, straight pipe, avem X-pipe la mijloc, avem doar finală pe care avem o clapetă, iar în momentul în care deschidem clapeta este complet straight pipe, mașina se aude foarte, foarte tare, tot ce iese din motor iese direct, nu mai este împiedicat de nimic. Softul de pops, bineînțeles. Și haideți să o auzim. Acum clapeta este oprită. Acum avem finală, cum s-ar zice.
iar acum este din nou straight pipe. Da, cam așa se aude mașina. Bine, pe video n-are nicio treabă, nu se va auzi niciodată pe video cum se aude în realitate. Efectiv îți sparge urechile în realitate, din mașină, cu ușa deschisă. Se aude foarte tare și îmi place extrem de mult cum se aude. Chiar aduce mult spre, v-am spus, M3, M4, 3 litri benzină de pe M3, M4. Nu știu de ce, are o rezonanță care mă duce cu gândul acolo, undeva pe la 3000 de ture. În rest nu seamănă, doar acolo seamănă puțin, părerea mea. Dacă tot am ajuns în partea din spate, haideți să vorbim despre al patrulea punct plus al acestei mașini. Un lucru care m-a surprins. Nu știu exact dacă se află pe toate modelele E92, modelul coupé, și E93, modelul cabrio, dar acest portbagaj are soft close. Deschidem portbagajul. Iar portbagajul are soft close. Mi se pare foarte, foarte interesant. Nu știu dacă această opțiune este datorită faptului că mașina este cabrio, dar m-a surprins. Eu la început dădeam cu portbagajul, nu observasem care soft close până am văzut, bă, stai că trage singură portbagajul. Ceea ce mi s-a părut foarte, foarte interesant. De altfel, dacă păstram mașina, ați fi văzut probabil primul E93 din România cu soft close la uși. Aș fi făcut acest lucru. Dar cum nu păstrăm mașina, nu vom intra atât de adânc în modificării de genul. Opa, prinsesem o plantă. E alună asta. Nu știu, nu e alună. Al cincelea lucru plus la această mașină, e bine, având legătură cu faptul că mașina este cabrio, hardtop-ul. Avem de a face cu o mașină hardtop, nu este softtop, nu suport să am o mașină softtop. În general nu mă pasionau mașinile cabrio, odată cu această mașină mi-am descoperit oarecare plăcere și pentru mașinile cabrio, mai ales dacă este vorba despre o mașină cu un motor care se aude foarte bine. În momentul în care merg cu ea decapotată, este o senzație foarte, foarte tare. Dar avem de a face cu model hardtop. Dacă era softtop, această mașină nu s-ar fi aflat la mine, nici nu există softtop pe modelul acesta. Dar din punctul meu de vedere este un mare, mare avantaj, totodată și un dezavantaj. Hardtop, niște greutate în plus, niște performanțe mai scăzute, după cum am spus și în primul videoclip în care v-am spus punctele minus. Deci da, acesta este al cincelea lucru plus la această mașină, faptul că este hardtop. Al șaselea lucru plus la această mașină este faptul că inginerii de la BMW au ramforsat foarte bine această mașină. Din nou are legătură cu faptul că mașina este cabrio, dar eu m-am uitat pe sub ea, am analizat mașina cap-coadă, este foarte, foarte ramforsat, avem bări peste tot, pe sub. Este foarte închegată, să zic așa, mașina se simte foarte bine la drum, stă foarte bine pe drum, mai ales cu aceste arcuri pe care le-am pus, stă foarte bine și pe curbe, nu pleacă deloc, din păcate pentru mine, că mi-aș dori să plece, bine, dacă vreau să o fac să plece, pleacă, că pleacă în fiecare seară, dar pe drum nu ai nicio problemă în momentul în care te dai pe curbe, pleacă în momentul în care chiar vrei să o faci să plece. Al șaptelea lucru este la interior și anume scaunele. Sunt scaunele M, care pe lângă faptul că arată foarte, foarte bine, sunt în același timp și foarte confortabile, dar și foarte bune pe partea de sportivitate, adică te țin foarte bine. Avem aceste aripioare pe laterale care te strâng, avem două memorii, 1-2 sus butonul de M, avem aceste laterale care te strâng după preferința fiecăruia, avem aici butonul și le putem regla după corpul fiecăruia. Mie îmi place să le țin foarte, foarte strânse, în așa fel încât să mă strângă în brațe scaunul când sunt pe curbe sau când mă dau mai sportiv. Toate reglajele, sus, jos, față, spate, tetiera, la fel, tot de aici se reglează, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare la modelul acesta. Îmi plac foarte mult scaunele. Aici avem memoria mea. Și cam asta este cu scaunele. Îmi plac foarte mult. Și chiar este o opțiune foarte bună. Cred că au fost puse pe mașină, nu cred că au venit de fabrică, nu știu sigur. Dar oricum, din nou, sunt destul de grele, o greutate în plus, sigur sunt mai grele. Direct când te uiți la ele, par mult mai grele decât ce scaune vin în general pe E92, E93. Și punctul cu numărul 8, centura pe scaun, nu pe stâlp. Bine, la majoritatea mașinilor coupé sau cabrio vine pe scaun, nu pe stâlp,
dar mie îmi place foarte, foarte mult, plus că observ, chiar acum am observat acest lucru, centura se reglează odată cu ridicarea tetierei, adică locul în care este prinsă centura se ridică odată cu reglarea tetierei, ceea ce este foarte, foarte tare. Sper să nu greșesc, nu știu dacă acestea sunt scaunele M, nu sunt de M3 în niciun caz, că cele de M3 au M-ul ștanțat. Oricum vă voi pune pe ecran denumirea lor exactă. Vai, da, murdare. Foarte, foarte murdară. Bun, s-a făcut foarte frig, eu sunt în tricou. Haideți să facem outro-ul din fața mașinii. Bun, cam atât cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați că mi-am deschis și al doilea canal pe care voi posta diverse chestii, de la daily vlog-uri, travel vlog, challenge-uri și așa mai departe. Urmează să postăm din nou un vlog zilele acestea. Deci stați și pe acel canal. Aveți link în descrierea acestui clip. Vă aștept cu un subscribe, un like și de ce nu și un share. Până una alta, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile, dacă doriți. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.